Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, este o mare cinste pentru mine în dimineața aceasta să slujesc Domnului și unor atât de frumoși credincioși. La noi, la Montreal, de puține ori am avut ocazia să predic la binecuvântări de copii. Dar fratele Cornel mi-a spus că aici, în biserica dumnealui, în biserica dumneavoastră, în biserica pe care o păstorește, toți predicatorii pot vorbi, chiar dacă nu sunt neapărat păstori. Am auzit și am întâlnit biserici unde, la binecuvântări de copii, predică numai slujitorii. De aia zic că este un har pentru mine că pot să slujesc Domnului și dumneavoastră și aș vrea împreună să ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu și să încercăm să înțelegem ceva din lucrarea aceasta care este înaintea noastră și să încercăm să punem în acord gândirea noastră cu Cuvântul lui Dumnezeu. E foarte important, pentru că societatea în mijlocul căreia trăim astăzi are răspunsuri multiple și diverse pentru multe întrebări pe care oamenii și le pun, dar noi am vrea să răspundem întrebărilor copiilor noștri, întrebărilor pe care noi ni le punem, să răspundem la toate acestea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Avem aici înaintea noastră un text citit din Vechiul Testament, din Cartea Genesei, unde Iosif, și nu-i nevoie să vi-l prezint, omul acesta care a ajuns la o poziție foarte înaltă în Egipt, într-o țară care era culmea civilizației din acea vreme, și el, Iosif, a ajuns acolo prim-ministru, sau poate mai sus, dacă ar putea exista un titlu mai înalt, pentru că faraon i-a spus: eu sunt faraon, dar fără tine nimeni nu poate mișca nici degetul, nici piciorul în țara Egiptului. Astăzi sunt prim-ministri care îs constrânși de parlamente, îs constrânși de președinții statelor să iei anumite măsuri sau să nu le iei. Dar faraon i-a spus lui Iosif: fără tine nimeni nu mișcă în Egipt. Și omul acesta, la nivelul lui, la poziția lui socială, au aflat că tatălui este bolnav și au luat pe cei doi fii pe care avea și merge la tatălui să-l vadă, să-l viziteze, ia copiii cu el pentru că avea o dorință și credea încă într-un lucru, că Dumnezeu, prin părinți, poate să dea binecuvântarea. Măcar că era la o poziție foarte înaltă și până la urmă el i-a salvat viața tatălui său Iacov. Atunci când își trimite frații înapoi și zice: aduceți-mi pe tatăl meu aici, ca să-i țin vie viața lui și familiei lui, pentru că eu sunt ca un tată, ca un domnitor al lui faraon și am posibilitatea să vă rănesc pe toți. Și într-un fel, au avut puterea aceasta, dar totuși credea încă că are nevoie de o binecuvântare de la Dumnezeu, pe care Dumnezeu o dă prin tatăl său. Ușa copiii și vine cu ei la Iacov. Și Iacov, Israel, s-a uitat la fiul lui Iosif și l-a întrebat, i-a pus întrebarea aceasta: cine sunt aceștia? Cine sunt aceștia? Întrebarea aceasta, vreau să vă spun că se pune în fiecare generație de oameni. Cine sunt aceștia, copiii aceștia pe care îi avem printre noi astăzi? Unii pentru prima dată, spunea fratele Cornel. Alții mai de multă vreme în biserică, în casele noastre. Cine sunt? Cine este omul până la urmă? De unde vine și unde merge? Care-i rolul lui în univers? Și e foarte important să dăm un răspuns corect la întrebarea aceasta. E foarte important. Copiii noștri învață în școală câteva lucruri. Și învață că, de exemplu, omul ca specie este produsul final a unui lung lanț evolutiv. O pornit de acolo, din oceanele Terei, de la o ființă unicelulară, de la un protozor, de la o amibă. Și a mers evoluând pe scara timpului, milioane de ani și milioane de generații și a ajuns la Homo sapiens, forma complexă de existență care este astăzi omul. Asta învață copiii în orice școală. Teoria evoluției lui Darwin. Și nu vorbesc despre teoria aceasta. O putem demonta, dacă vreți. Astăzi, când se cunoaște codul genetic,
Și când ingineria genetică o pătruns în caracterele strămoșilor și știe ce se poate și ce nu se poate transmite urmașilor, astăzi puțini oameni de știință adevărați mai cred în teoria aceasta. Dar ea e încă predată în școli. Și li se spune copiilor o minciună. Neamul omenesc, umanitatea, o venit din oceanul planetar și se va întoarce acolo, probabil, în neant, în neființă. E foarte important să redefinim termenii și să dăm explicații corecte și adevărate copiilor noștri. Cine sunt? Alții care nu merg așa de departe spun o lege biologică. Un bărbat și o femeie procreează, pot avea un copil sau nu, după dorința lor. Și copiii vin în lumea aceasta pentru că se unește un bărbat cu o femeie. Și e un răspuns simplist, e un răspuns superficial, e un răspuns așa ca să ne scăpăm de a aprofunda lucrurile mai adânc. Aici cuvântul Domnului ne spune în cartea aceasta că Iosif a răspuns tatălui său: sunt fiii mei pe care mi-o dat Dumnezeu. Amin? Haideți să facem câteva precizări. Spuneam că copiii noștri învață în școală niște aberații, le spun eu, despre teoria evoluției. Oamenii de știință, și Apostolul Pavel îi spune la Timotei: ferește-te de flecărelile lumești și de împotrivirile științei pe nedrept, numite astfel. Oamenii de știință, unii dintre ei, pseudo-oameni de știință, aș putea să spun, vin și elaborează și emit tot felul de teorii. Dar teoria nu este un adevăr valabil. Teoria este o teorie. Ea se bazează pe presupuneri, se bazează pe încercări de a explica mistere, care n-au o dovadă clară. Și numai acele teorii pot să ajungă să fie transformate în legi care pot fi dovedite, care pot fi puse la probă, care pot fi încercate. A fost un om care a trăit în antichitate, Arimede, și el a emis și el o teorie, care astăzi e lege. El a spus că un corp scufundat într-un lichid este împins de jos în sus cu o greutate, cu o forță egală cu greutatea volumului de apă dislocuit. A fost o teorie la vremea aceea, dar probată, încercată, făcută experiență cu teoria aceasta, s-a dovedit că e corectă, e reală. Și pe baza aceasta se calculează și astăzi deplasamentul navelor care se mișcă pe oceane, a bărcilor, capacitatea portantă a unei bărci. Se calculează pe baza acestei teorii, care au devenit lege, legea lui Arimede. Sunt alte legi în matematică, teorema lui Pitagora, dumneavoastră o cunoașteți. A fost emisă o teorie și apoi a fost dovedită, a fost făcută experiență pe baza ei și a fost arătată că poate fi o lege. Și o lege nu se mai schimbă. Și dacă căutăm în istorie câteva, în fizică, în chimie, în matematică, găsim astfel de foste teorii care au ajuns legi pentru că le-au fost dovedită temeinicia afirmațiilor. Teoria evoluției este o teorie. Nu a dovedit-o nimeni până astăzi. Pe de altă parte, avem afirmația Bibliei, nu numai de aici ceea ce spune Iosif: aceștia sunt copiii mei pe care mi-o dat Dumnezeu, ci de-a lungul Bibliei găsim explicația aceasta și găsim înțelesul acestui cuvânt, că rasa umană, omul, este creația directă a lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Domnului! Amin. Dar va zice cineva, ai spus, frate, că teoriile trebuie dovedite, că un cuvânt spus e un cuvânt până la proba contrarie, până îl pui la încercare, la probă. E o afirmație din Biblie. Dumneata spui că e cuvântul lui Dumnezeu, dar pot eu să cred așa ceva? Vreau să vă spun, în Biblia aceasta există câteva afirmații despre acest cuvânt al lui Dumnezeu. Citesc din Psalmul 18. Cuvântul Domnului nu este o teorie. Nu este o afirmație care nu poate fi probată.
care nu poate fi dovedită, care nu poate fi pusă sub rigla de calcul, care nu poate fi încadrată în niște scheme, niște legi clare. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 18 cu versetul 30, a doua parte, cuvântul Domnului este încercat. Uitați-vă ceea ce spuneam despre teoriile oamenilor de știință, e valabil și despre cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu acceptă lucrul acesta. Cuvântul lui este încercat. Citeți mai departe, dacă vreți, tot în Psalm, în Psalmul 119, versetul 140. Cuvântul tău este cu totul încercat. Adică, dacă cartea aceasta sfântă face o afirmație și spune copiii aceștia de care noi suntem așa de mândri câteodată și câteodată supărați pe ei, copiii aceștia sunt urmarea faptului că Dumnezeu dă viață. Așa cum zice în Deuteronom, în capitolul 32 cu versetul 39, să știți dar că eu sunt Dumnezeu, că nu este alt Dumnezeu afară de mine, eu dau viață și eu omor. E o afirmație. Dar pentru că scrie în Biblie că cuvântul Domnului este încercat, putem să vedem, e real ce spune cuvântul? El dă viață? Și vă spun, s-au făcut demonstrații în sensul acesta. Și noi toți cunoaștem diverse întâmplări, că e adevărat, numai Dumnezeu dă viața și numai El o ține în ființa umană. Zice Biblia că dacă își întinde mâna Dumnezeu, El satură după dorință tot ce are viață. Dar dacă își trage mâna înapoi? Numai o clipă dacă și-ar trage mâna înapoi. Tot ce are viață ar pieri deodată și fără leac. Am ascultat mărturia unei femei de 50 de ani, la botez. Poate am mai spus în locul acesta. Când s-a botezat, și-a povestit un fragment din viața ei. Și-a spus cum a ajuns, cum a intrat ea în viață. Mama ei care o născuse. De frica părinților, sau știu eu, pentru că era foarte tânără. I-a îndesat în gură un pumn de iarbă și-a pus acolo sub o brază de tractor în câmp și-a părăsit-o acolo. Un copil nou născut. Și a doua zi, câinii unui cioban de acolo, din zona aceea, ori tot lătrat acolo, la o movilă de pământ, și-a venit ciobanul să vadă ce e acolo. Și când a dat brața deoparte, un nou născut acolo, împășurat într-o cârpă și cu gura plină de iarbă. I-a scos călușul acela de iarbă din gură și-a văzut că parcă dă un scâncet slab. L-a luat în brațe, l-a dus în familie, l-a spălat, l-a chemat o moașă din sat, s-a îngrijit de acest nou născut și a trăit. Nu știa de când e acolo. Și se întreba oamenii din sat și se întreba el ca om și alții, cum se face că nu a murit? Cum se face că nu a pierit? Un nou născut, gura înfundată cu iarbă, sub o brază de pământ, cum întoarce tractorul toamna, frig! Și explicația era una singură. Spunea femeia aceasta la botez, Dumnezeu mi-a dat viață. Binecuvântat să fie numele Domnului. O făcut mărturisirea aceasta ca să spună că în sfârșit aflase până la urmă cine era mamă și spunea, astăzi am reușit să-mi iert și mama și aș dori să aibă și ea parte de mântuire și Dumnezeu să o ierte pentru păcatul care l-a făcut atunci. Am citit o informație în România, am și văzut ceva imagini. Un copil nou născut, născut prematur, uitat într-un incubator acolo defect, a fost ars în proporție foarte mare. Spuneau doctorii care se ocupau de el și erau foarte rezervați în pronostic. Ziceau, nu știm cum ar putea scăpa acest copilaș, cât e de ars. Odată că era născut prematur și a doua oară că e ars puternic. Dacă un om e ars 2-3 milimetri, are o mână groasă, un picior gros, dar copilașul acesta așa de plăpând, nu credem că va supraviețui. S-a reluat știrea după câteva săptămâni. Copilașul trăia încă. Și spunea medicul, nu înțelegem. De unde atâta vitalitate? Se agață cu disperare de viață. Trăiește și se face bine. Răspunsul știți care este? Viața o dă Dumnezeu. Viața o dă Dumnezeu. Și David spune în cartea psalmilor, în cartea ta, Doamne,
erau scrise toate zilele vieții mele, înainte de a fi fost vreuna din ele. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat. Și dacă am vorbit despre subiectul acesta, cât de încercat este acest cuvânt, a fost încercat de-a lungul istoriei un rege al Franței, Ludovic al XV-lea. L-a întrebat pe un episcop care se afla cu el, pentru că avea el niște nelămuriri înaintea unei hotărâri pe care trebuia să o ieie. Și a zis, dați-mi o probă că cuvântul acesta lui Dumnezeu este adevărat. Că-mi tot veniți cu Biblia și spuneți, maestate, scrie în Scriptură, scrie în Biblie. Și episcopul acesta a zis, poporul evreu, maestate, ce-i cu poporul evreu? De poporul evreu scrie în Biblie că Dumnezeu îl va risipi în toată lumea, îl va împărți între popoare, dar nu îl va nimici de tot. Ei și? Și uitați-vă la poporul acesta ce vitalitate are. Nu se amestecă cu neamurile, nu se destramă între neamuri. Uitați-vă că s-au rostit edicte împotriva lor, au fost scoși în afara societății, au fost rostite hotărâri împotriva lor, au fost puși în afara legii și oricine a putut să-i omoare și să-i nimicească. Musulmanii urăsc cu o ură de moarte și îi vânează ca pe animale. Creștinii din Europa de atâtea ori au organizat progromuri împotriva lor, dar ei încă există ca națiune distinctă, își păstrează ființa națională. De ce? Pentru că scrie în cartea aceasta sfântă că a spus Dumnezeu. Și zice în Biblie, cine a rostit prorocii ca mine și să le împlinească, zice Domnul? Cuvântul Domnului este încercat. Cartea aceasta a fost pusă la index. Marele savant și filozof francez Voltaire spunea el, la 100 de ani după moartea mea, Biblia va fi o carte veche, o carte care va fi găsită numai în anticariat, o carte care va fi găsită numai în muzee, o carte pe care nimeni nu va mai da nimic, pentru că este o carte depășită. Cartea aceasta vorbește despre un creator care a creat omul, dar noi știm că omul a evoluat de la amibă începând și până la forma complexă de astăzi. E dovedit. Și ceea ce a spus el nu a fost adevărat, nu a stat în picioare. La 100 de ani de la moartea lui, propria lui casă din Paris a fost transformată într-un depozit de Biblii, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este încercat. Și cuvântul lui Dumnezeu zice că vor trece cerurile și pământul, dar cuvântul acesta nu va trece, rămâne veșnic. Este cuvântul imutabil al lui Dumnezeu, este un cuvânt încercat. Dacă luăm afirmația unor oameni de știință care n-au dovedit nimic și afirmația cuvântului lui Dumnezeu care a fost dovedită, credem cuvântul acesta lui Dumnezeu. Amin? Doamne, ajută-ne la aceasta! Dar vă zice cineva, bine, dar unii spun că Biblia nu-i știință, religia nu-i știință. Religia nu-i știință, nu-i dovedit științific. Haideți să citim un cuvânt care e scris aici în Biblie. Și îmi place mult acest cuvânt. Și ca să înțelegeți că de fapt știința, adevărata știință, și cu cuvântul lui Dumnezeu nu are nimic în contradictoriu. Pentru că în Domnul Iisus Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Spune cuvântul Domnului în Evrei, autorul epistolei către evrei, în primul capitol, despre Domnul Iisus Hristos, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Domnul Iisus Hristos ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, cu acest cuvânt încercat. Și în Coloseni, în capitolul 2, cu versetul 3, spune, citim de la versetul 2 ca să înțelegem, pentru ca să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste și să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, ca să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos.
Adică să-L cunoaștem pe Domnul Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Știe mai mult un om de știință? Știa mai mult Darwin decât Domnul Hristos? Știa mai mult vreun om, Newton? Știa mai mult Einstein decât Domnul Hristos? În El sunt ascunse toate comorile științei și ale înțelepciunii. Oamenii au descoperit legi pe care le-a făcut Dumnezeu. Nu le-au inventat ei, le-au descoperit. Oamenii au descoperit adevăruri de care vorbește Biblia. Galileu Galilei o suferit din partea autorităților eclesiastice într-o vreme pentru că au făcut o afirmație pe care Biblia o conține. Dar oamenii înguși din vremea lui n-au înțeles-o. Giordano Bruno a fost ars pe rug pentru că a declarat același adevăr pe care îl spune Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu este un cuvânt încercat și în timp El și-a dovedit valabilitatea. Când se citea din Biblie că El se juca pe rotogolul pământului său, că pământul e rotund, autoritățile vremii ziceau, e o nebunie, pământul trebuie să fie ca o față de masă, că de-aia putem umbla pe el, dacă ar fi rotund, oamenii de pe partea elaltă ar cădea jos, nu se poate așa ceva. Nu-i științific afirmația aceasta, dar e scrisă în Biblie și Iov zice, tu ai spânzurat miază noaptea deasupra golului și ai atârnat pământul pe nimic. Îi încercați cuvântul lui Dumnezeu, după viacuri, după secole, pus sub lupă, sub rigura de calcul a matematicienilor, s-au dovedit că, într-adevăr, afirmația Bibliei care spune tu ai cântărit dealurile cu cumpăna și munții cu cântarul și ai strâns uscatul într-o treime de măsură, este un adevăr științific. De ce? Pentru că în Domnul Hristos îți ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Haideți să ne întoarcem la cuvântul nostru de astăzi. Avem pe de-o parte ceea ce învață copiii noștri la școală, că omul a evoluat, că vine de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri, și avem afirmația cuvântului lui Dumnezeu, despre care spuneam că este un cuvânt încercat, care ne spune nouă că noi suntem creația lui Dumnezeu. Și nu numai primii oameni, ci fiecare generație, fiecare suflet. Nu e o lege biologică, fiecare suflet. Prorocul Ezechiel, având cunoștință de acest adevăr revelat de Dumnezeu, el spune în capitolul 18 din cartea lui, versetul 4, iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu, zice Domnul. Este vreun suflet care nu a fost rânduit de Dumnezeu și nu venit de la Dumnezeu? Spune înțeleptul eclesiastru un cuvânt în ultimele versete ale cărții pe care el o scrie, atunci când trage o concluzie și spune el, citim din versetul 6, capitolul 12, până nu se rupe funea de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Care l-a dat. Și acum vreau să vă pun o problemă de conștiință pentru fiecare din cei prezenți. Discutam cu o familie tânără, destul de tânără în Montreal, și le-am pus o întrebare, acești copii ai voștri pe care îi aveți, e adevărat așa cum a spus fratele când i-a ținut pe brațe la binecuvântare că au venit de la Domnul? Credeți asta? Și au zis da. Și fratele Cornel am auzit zicând, Domnul a dat și a mai dat și acum a dat pentru prima dată la unii. E adevărat? Credeți asta? E un adevăr recunoscut? Da. Și dacă mai veneau doi, ăia de unde veneau? Păi ce frate Nero, e tot de la Domnul. Păi dar de ce n-au venit? Poate că nu vă mai da Dumnezeu. Dar dacă totuși, că auzisem eu ceva discuții între ei, ei frate, știi, Dumnezeu ne-a dat și nouă înțelepciune. Da? Da. Și ne-am făcut socoteala cam cât putem să creștem și am gândit că așa e cel mai potrivit. Deci, recunoașteți voi că acești doi copii ai voștri au venit de la Domnul. Și dacă mai veneau, dacă nu aveați voi înțelepciune și mai veneau, tot de la Domnul veneau.
Eu vă pun acum o întrebare. Dumnezeu vă da vouă mai multă înțelepciune decât are El? El nu știe ce face? El v-ar fi dat și dacă voi n-ați fi vrut? Și că n-ați fi avut posibilități? Pentru că Biblia spune în cartea de Deuteronomiu și am citit că nimeni nu scoate pe cineva din mâna lui. Și am citit în Ezechiel că în mâna lui e și sufletul tatălui și e și sufletul fiului. Oameni buni, Biserica Domnului Iisus Hristos, haideți să ne întoarcem la adevărurile fundamentale ale Scripturii. Dumnezeu dă viața. El care locuiește într-o lumină de care nu se poate apropia nimeni. Prea fericitul Dumnezeu, singurul care are nemurirea și care este izvorul vieții. Oamenii nu pot să facă viață și nu pot să dăie viață. Și Dumnezeu nu-și lasă lucrarea Lui la îndemâna oamenilor. Da, sunt fertilizări in vitro, dar câte încercări până apare câte un rezultat. Și acolo apare unde Dumnezeu zice da, pentru că are planurile Lui. Și multe le lasă El să se întâmple în lumea aceasta pe care noi nu le înțelegem, pentru că are planurile Lui. Spune cartea prorocului Isaia, eu chem de departe o pasăre de pradă care va împlini scopurile mele și planul meu, zice Domnul. Și nu se gândește la un copil care vine în lumea aceasta, dar la o pasăre de pradă care vine de la mare depărtare, se gândește Dumnezeu și o cheamă și vine și ascultă. O vorbiți cu vierme, zice în cartea prorocului Iona, cu vierme. O stat de vorbă Dumnezeu și pe ăla îl controlează Dumnezeu. Spune Iosif, aceștia sunt copiii pe care mi-o dat Domnul. Amin? Aș vrea să ne învățăm copiii noștri adevărul Scripturii. Nu prea facem aceasta. Se duc la școală, ne mirăm de ce se îndepărtează de biserică. Ne mirăm de ce nu mai au încredere în ceea ce le spun frații la biserică, pentru că în familie am renunțat să-i mai învățăm potrivit cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici e multă știință în Biblie. Aici sunt comorile de înțelepciune în Biblie, în Cuvântul Domnului Hristos. Lumea nu și-a putut proba multe din afirmațiile care le-au făcut. De-a lungul timpului, afirmații științifice s-au dovedit eronate și Dumnezeu o dat viață pentru că a vrut El să o deie. Și numai la cine a vrut El. Și atâta trăiește omul cât rânduiește Dumnezeu să trăiască. Citeam undeva că un colectiv de medici care s-au ocupat ani de zile de studierea inimii omului și sunt acele electrograme, înregistrează pe foaie de hârtie bătăile inimii și variațiile de bătaie și de viteză. Și au făcut o constatare surprinzătoare. La 24 de ore există în bătaia regulată a inimii o sincopă, spun ei. Ca și cum inima s-ar opri, ca și cum are o bătaie lipsă. Și nu și-au putut explica de ce. N-au putut să înțeleagă cum, domne, bate 24 de ore, cu o anumită cadență, diferit la fiecare. Și la un moment dat, nu la aceiași oameni, la același timp, în aceeași oră, la toți oamenii, la unul dimineața, la 3, la altul seara, la 12, la altul, știu eu când, dar există un moment când inima parcă face, are o ezitare. Și au tot încercat să rezolve dilema aceasta. Pentru că nimic din funcțiunile corpului omenesc nu te ducea la un răspuns plauzibil. Până când unul care îl credea pe Dumnezeu vine cu o propunere șoc și zice, Dumnezeu îi dă ordin să mai bat o zi. Și eu cred aceasta. După 24 de ore, inima ta și a mea așteaptă porunca lui Dumnezeu, du-te înainte. Zice Iov, nu mai mulți tu ca laptele, nu mai închegat tu ca brânza, nu mai țesut tu cu vene și carne, cine a făcut asta? Dumnezeu! Iosif spune adevărul acesta profund, fii aceștia sunt copiii pe care mi-a dat Dumnezeu. Vreau să mergem un pic mai departe, timpul trece așa de repede. Sunt multe versete în Biblie și recomand părinților și fraților să căutați în Scriptură și știu că vi se predică să căutați adevărul acesta fundamental în Cuvântul lui Dumnezeu, care este un cuvânt încercat,
pus la probă, dovedit, ca real, nu ca și o teorie care nu are niciun suport. Aici ne spune Biblia că Iosif a făcut un lucru. Iosif i-a luat pe cei doi fii ai lui și i-a apropiat de tatăl lui Iacob cu dorința ca Iacob să-i binecuvinteze. Aici sunt patru familii tinere care au adus copiii lor la binecuvântare. I-a apropiat de biserică, de fratele păstor, de cuvântul lui Dumnezeu, dar eu cred că ei, de fapt, au dorința să-i apropie pe acești copii de Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar nu numai astăzi, ziua de astăzi va trece. Va rămâne probabil o amintire frumoasă sau neplăcută, depinde cum ați apreciat predicatorul. Va rămâne pentru dumneavoastră, dacă va fi și o masă de părtășie în familie, dacă va fi și alte evenimente, o dată în calendar. Dar rămâne în continuare să-i apropiați pe copii de Dumnezeu. Iosif, pe copiii lui, i-a apropiat de Iacov. El vroia, era prim-ministru, era om mare, dar știa că peste toate acestea ce-ți poate oferi societatea, care pot să fie sau să nu fie, există binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu. Iosif avea experiența aceasta. Dacă n-ar fi fost Duhul lui Dumnezeu peste el, Egiptul murea de foame. Probabil că mureau și părinții lui, și frații lui. Și el știa că dincolo de ce poate face omul, este hotărârea lui Dumnezeu și binecuvântarea lui Dumnezeu. Și el face un lucru, Iosif, și-a apropiat copiii de Iacov, pentru că știa că binecuvântarea lui Dumnezeu vine prin tatăl său. Haideți să-i apropiem pe copiii noștri de Dumnezeu. Câteodată îi lăsăm în fața internetului, au teme de făcut pentru acasă. Îi lăsăm în fața televizorului, trebuie să aibă un timp să se destindă și ei după școală. Îi lăsăm, știu eu, la joacă afară, la tot felul de lucruri pe care ei le au în comun. Dar uităm să-i apropiem de Dumnezeu. O condiție absolută a binecuvântării unui copil este copilul ăsta să fie apropiat de Dumnezeu, să-l apropie de Dumnezeu, să-l aduci în prezența lui Dumnezeu, nu numai în ziua binecuvântării, în fiecare zi, prin învățăturile pe care le dai, și cum spunea Nelu Chiș azi dimineață, și în fiecare zi, strigând la Dumnezeu pentru el, că nu putem să-i ținem cu puterile noastre și cu înțelepciunea noastră și cu mintea noastră omenească, dar este cineva care l-a creat pe om, care a zidit ființa umană, care a întemeiat-o și scrie clar în Biblie, tu m-ai întomnit, tu-mi cunoști rărunchii, inima, toate mădularele. Și merge Biblia până acolo că zice că Dumnezeu știe că numără și firele de păr din capul tău? E chiar așa? Chiar așa? Până acolo controlează Dumnezeu ființa umană, că firele de păr din cap pe care le ai și nu te uiți la ele, cât e pierzi când te piepte în dimineața și astea le numără Dumnezeu. Îs în contabilitatea lui Dumnezeu. Nu mai vorbesc de zilele care le ai. Și în fiecare zi, apropie copilul tău de Domnul. Apropie, dacă vrei să aibă binecuvântare, dacă vrei să aibă o poziție înaltă în societate, poate îl vei trimite la școală. Poate îl vei, știu eu, vei zice, domnule, dacă are școală, cum e o vorbă românească, are carte, are parte. Dacă îl vei trimite la școală și, știu eu, va învăța bine și va absolvi și universitatea asta și facultatea asta, va putea ajunge cineva. Ați auzit de cel mai bogat om de planetă, de Bill Gates, ați auzit de el probabil. Știți că nu și-a gătat liceul la vremea aceea. A fost considerat un element periculos în școală. Și totuși a zis cel mai bogat om, nu pentru că are trei facultăți, ci pentru că s-a împlinit și cu el un cuvânt pe care îl spune Dumnezeu. Dacă vrea să dea Dumnezeu la cineva bogăție, este de la Domnul, nu este mintea omenească, nu este înțelepciunea omenească. Au avut o inspirație, au avut o idee când au înființat Microsoft-ul și au mers cu el mai departe și au cucerit planeta întreagă cu produsele acestea. Și astăzi
este unde este. Și alții au făcut 3 sau 4 facultăți și așa cum îi numește câte unul niște bieți șoareci de bibliotecă, care toată viața au măcinat la cărți, la teorie și n-au făcut altceva nimic în viață și n-au ajuns nicăieri. Eu nu zic să nu facă copiii școală și mie îmi place cartea și mie îmi place să citesc, dar binecuvântarea o dă Dumnezeu. Și copiii, ca să obțină binecuvântarea, noi ca părinți trebuie să-i apropiem de Dumnezeu, ceea ce a făcut Iosif. Tatălui a recunoscut că nu în mâna lui este binecuvântarea. Și uitați ce spune. A binecuvântat pe Iosif și a zis: Dumnezeul înaintea căruia au umblat părinții mei Avram și Isaac, Dumnezeul care m-a călăuzit de când m-am născut până în ziua aceasta, Îngerul care m-a izbăvit de orice rău, să binecuvinteze pe copiii aceștia, ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac, și să se mulțească foarte mult în mijlocul țării. Iacov a spus: Îngerul care m-a izbăvit de orice rău să binecuvinteze pe copiii aceștia. Îngerul care l-a izbăvit pe Iacov de orice rău era Domnul Iisus Hristos. El își găsea plăcerea în fiii oamenilor. El este cel care a condus poporul Israel afară din Egipt. El este cel de care a făcut toate lucrurile și prin care s-au făcut toate lucrurile, spune în cartea aceasta de mai multe ori. Și el spune, el să binecuvinteze pe copiii aceștia. Repetăm și adevărul acesta, poate de prea multe ori, dar nu-i niciodată de prea multe ori. Dumnezeu dă binecuvântarea. Și ce binecuvintează, el rămâne binecuvântat. Un om chemat să blasteme pe poporul lui Dumnezeu a zis: nu pot să fac nimic împotriva acestui popor, pentru că Domnul l-a binecuvântat. Indiferent ce ți-ar face oamenii, ce ar vrea oamenii să-ți facă, dacă ești sub binecuvântarea lui Dumnezeu, tu te bucuri de protecția lui Dumnezeu, de adăpostul lui Dumnezeu. Și aici spune mai departe că omul acesta a spus aceste cuvinte: ei să poarte numele meu și numele părinților mei, Avram și Isaac. Mare lucru! Îmi doresc pentru acești copilași aduși la binecuvântare să poarte și ei numele lui Avram și al lui Isaac și al lui Iacov. Pentru că a spus Domnul Iisus Hristos că în ziua aceea mare, în ziua aceea slăvită, când vom prăznui în împărăția lui Dumnezeu, vor veni mulți de la răsărit și de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov. Ajută-ne, Doamne Iisuse, și pe noi! Copiii ăștia să poarte și ei numele lui Avram și al lui Isaac, că Dumnezeu s-a numit Dumnezeul lor. Amin? Amin? Și vrem și noi să fim între aceștia. Avram a fost numit tatăl credincioșilor. Isaac, spune Biblia, că era proroc. Iacov a fost omul care i s-a schimbat numele, pentru că Dumnezeu a avut pentru el un plan la nivel mondial. Din el să iese un popor care să-i poarte numele lui Dumnezeu și să ducă faima acestui Dumnezeu pe tot pământul. Doamne, binecuvintează pe copiii aceștia Tu, că noi nu suntem în stare. Noi avem calitatea aceasta de părinți de a le spune adevărul, că ei nu sunt produsul orb al întâmplării oarbe, că ei nu sunt produsul final al unui lanț evolutiv, că ei sunt creația nemijlocită a lui Dumnezeu. El este creator și nu numai pentru începutul erei umanității în lumea aceasta, ci este creator pentru toate veacurile și pentru toate timpurile, zice Biblia. Să învățăm pe copiii aceștia să-i apropiem de Dumnezeu, să-i învățăm adevărul Scripturii, să-i păstrăm lângă Dumnezeu și Dumnezeu îi binecuvintează și într-o zi vor avea parte cu Isaac